Sfințirea cuprinde întreaga ființă. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 23, găsim scris: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Sfințirea prezentată în Scriptură se referă la întreaga ființă, Duh, suflet și trup. Pavel se ruga pentru tesaloniceni astfel: Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. El le scrie iarăși credincioșilor: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Roman 12,1. Pe vremea vechiului Israel, fiecare dar adus ca jertfă lui Dumnezeu era atent examinat. Dacă se descoperea că animalul adus avea vreun defect, era refuzat, întrucât Dumnezeu poruncise ca darul să fie fără cusur. Tot la fel, creștinii sunt îndemnați să-și aducă trupul ca jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. În acest scop, trebuie să-și păstreze toate capacitățile în cea mai bună condiție posibilă. Fiecare obicei care slăbește puterea fizică sau mentală îl face pe om nepregătit pentru a-L sluji lui Dumnezeu. Va fi atunci Dumnezeu mulțumit dacă nu îi vom aduce tot ce avem mai bun? Hristos spunea: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Cei care într-adevăr îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima vor dori să îi aducă în viață slujirea cea mai bună și vor căuta în permanență să aducă fiecare putere a ființei lor. Cum? În armonie cu legile care le vor stimula capacitatea de a face voia sa. Ei nu vor slăbi și întina darul pe care îl aduc înaintea lui Dumnezeu prin tolerarea apetitului sau poftei. Petru spune: să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. 1 Petru 2,11. Orice poftă păcătoasă tinde să tocească facultățile și să amorțească percepțiile mentale și spirituale, iar cuvântul lui Dumnezeu poate să facă decât o mică impresie asupra inimii. Pavel le scrie corintenilor: să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. 2 Corinteni 7,1. Iar alături de roadele Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, El așează înfrânarea poftelor. Galateni 5, cu 22 și 23. În ciuda acestor declarații inspirate, cât de mulți așa numiți creștini își diminuează capacitățile din dorința de câștig sau de a se închina model, cât de mulți își pervertesc chipul asemănător cu cel al lui Dumnezeu prin lăcomie, prin consumul de vin, prin plăceri interzise. Cel a cărui trup este templul Duhului Sfânt nu va fi sclavul niciunui obicei dăunător. Capacitățile lui îi aparțin lui Hristos, care l-a cumpărat cu un preț de sânge. O Părinte Ceresc, te rog, ajută-mă să renunț la orice obicei care îmi dăunează, care îmi distruge sănătatea, care îmi distruge caracterul. Te rog, ajută-mă să fiu sfânt. Îți mulțumesc că și astăzi Tu mă ajut să fiu biruitor, pentru că nu mă lași singur. Fii slăvit și lăudat. Amin. Amin.